astăzi chestiunea 2 din ordine de zi a Curții de Conturi. Este raportul auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public al municipiului Orhei pentru anii 2015-2017. Raportor este Igor Longo. Raportele financiare nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Nerecunoașterea și necontabilizarea valorii infrastructurii tehnico-utilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare cu valoarea de 116,52 milioane lei. Nerecunoașterea, neevaluarea și necontabilizarea terenurilor cu suprafață de 929 hectare estimat de audit în valoare de circa 716,57 mii lei. Diminuarea valorii terenurilor înregistrate cu suma de 0,69 milioane lei determinată de excluderea nejustificată din evidența contabilă a două terenuri care au fost date în gestiune economică întreprinderii municipale. Planificarea nerealistă și cu risc inerent a transferurilor cu destinație specială a condiționat abateri de la cadrul legal în vigoare a raporturilor interbugetare, condiționând transferul suplimentar de la buget de stat în sumă de 2,07 milioane lei. În mare parte, noi recunoaștem momentele care sunt cu siguranță, deci dacă s-a văzut și potrivit datelor care deja au fost efectuate, noi o parte le-am remediat. Acceptarea și achitarea unor servicii de amenajare a teritoriului la prețuri majorate conform în comparație cu prețurile indicate în contract, asta este o încălcare care a fost, vreau explicații de ce s-a întâmplat, și o altă încălcare, constatare care este mai gravă după mine, ține de recepționarea și achitarea unor lucrări privind reparațiile capitale care nu au fost practic efectuate. Ce să vă zic eu aici, asta este constatarea, o să ținem cont ulterior de ea și asta este. Deci lucru care a fost făcut a fost constatat deja. В процессе проверки представлены акты, работы выполнены, суммы погашены. Suportă ceva costuri Primăria Orhei pentru întreținerea, menținerea acestor 10 blocuri. 2. De ce ele nu au fost transmise proprietarilor? Și 3. Dacă sunt formate asociații în condominiu. Privatizarea a avut loc în 2002-2004. Prin urmare, deci primăria urma să execute decizia Consiliului 1 la mână a doua, deci când se transmite, se transmite exact ceea ce aparține primăriei, corect? Deci se transmite un bun care valorează atâta. Echipa de audit a constatat faptul că în norma zilnică pentru un copil ce își ține de alimentație era 21 de lei, părinții au contribuit cu cota parte conform legislației, însă meniurile au variat de la 16 până la 20 de lei. Care a fost situația și de ce s-a ajuns la aspectul ăsta? Mulțumesc! Cu atât mai mult că pe parcurs s-a verificat undeva 1,5 milioane de lei, că era suficient pentru să acoperiți chestiile astea. În începutul anului a fost creată o comisie de către primărie pentru a verifica cum se petrece alimentația copiilor. Evident că noi tot am văzut că este o carență la acest subiect. La moment, în anul 2018, noi asigurăm normă maximă și minimă totodată, care este stabilită prin ordin. Asta este situația. Văd că nu vă iubește nimic. Cancelarea de stat, nu a venit Ministerul Finanțelor, nu a venit. Ați venit singurei. În cazul acesta, noi, Curtea, mă scuzați, misiunea de audit, aveți ceva de spus? Nu aveți. Noi, Curtea, o să ne tragem în deliberări, o să datăm hotărârea. Toate recomandările care o să vină în hotărâri și în raport sunt obligatorii pentru a fi executate de către entitatea care a fost supusă auditului, de către primăria Orhei.